Proiectul Împreună Răzbim, susținut de clubul Impact Lego CNS, a ajuns la final. Prin intermediul acestui proiect, voluntarii au ajutat 30 de elevi din ciclul primar al școlii gimnaziale Marcus Aurelius din comuna Creaca să poată susține ore în mediul online ca urmare a situației provocate de pandemia de coronavirus. Fiecărui copil i-a fost dăruit o tabletă de către Fundația Noi Orizonturi, dispozitiv echipat cu jocuri educative, dar și cu aplicații precum Zoom și Google Classroom. Voluntarii clubului au susținut întâlniri frecvente, de 2 ori pe săptămână, timp de 5 săptămâni, în mediul virtual, cu copiii, în scopul de a pregăti pe micuții școlari pentru orele cu învățătorii lor. În timpul acestor întâlniri au fost desfășurate diferite activități, atât unele de cunoaștere, cât și unele cu scopuri educative, pentru a îmbunătăți abilitatea copiilor de a citi sau de a efectua operații elementare cu numere. Pentru a marca sfârșitul proiectului, membrii clubului au organizat joi 10 septembrie o mică festivitate, în cadrul căreia le-a oferit copiilor cadouri. Clubul Impact Lego CNS Zalău aduce la oaltă 42 de liceeni entuziaști și implicați, care doresc să schimbe în bine comunitatea și lumea din jurul lor, coordonați fiind de profesoara Iulia Florian și Demeda Morariu. A luat ființă în 2014, iar prin proiectele derulate, tinerii învață ce înseamnă responsabilitatea, compasiunea și încrederea, dezvoltându-și în același timp competențe importante. Printre acestea, gusturi vechi cu impact azi, în cadrul căruia au fost tipărite 700 de broșuri cu rețete tradiționale românești, ungurești și slovace de pe plaiurile sălăjene, pe mese și haihui cu harta în cui, care s-a finalizat prin reamenajarea traseului turistic de pe Meseș, izvorul salamandrelor, laboratorul de vise, proiect care a avut ca finalitate modernizarea laboratorului de științe al școlii Marcus Aurelius din comuna Creaca.